Bună ziua! Vă prezint această emisiune la Palatul Copiilor din Cluj-Napoca, împreună cu Mureșan Cristian și Brezeanu Alexandra. Astăzi vom învăța să dăm mat, rege turn contra rege. Totdeauna când începem să învățăm un final, învățăm partea mai tare să stea într-o poziție mai slabă, iar partea mai slabă să stea într-o poziție mai bună. Poziția este următoarea. Alb, rege E1, turn A1, negru, rege E4. Regele negru este în centrul tablei. Pentru a da mat, trebuie să atacăm pătrățelul pe care se află regele și libertățile din jurul lui. Dacă regele se află în centrul tablei, să zicem în E4, regele negru are 8 libertăți. Dacă, de exemplu, se află la marginea tablei, de exemplu, undeva la E8, el are 5 libertăți. Ca să dăm mat, de exemplu, în centrul tablei, unde are 8 libertăți, trebuie să atacăm regele și libertățile din jurul lui. Deci, în total, 9. Cu regele putem să ținem doar 3 libertăți a regelui negru, iar cu turnul putem ataca doar 3 libertăți. Deci, în total, 6 libertăți. Ca să reușim să dăm mat, suntem obligați să ducem regele negru la marginea tablei, deoarece doar acolo regele negru, împreună cu libertățile lui, fac în total 6. Ca să facem acest lucru, trebuie să regele și turnul nostru să conlucreze împreună, deoarece altfel nu o să reușim niciodată să dăm mat. De fapt, acest lucru îl învățăm astăzi. Prima mutare este turna 3. Cu această mutare limitez regele negru, astfel încât el nu mai poate să treacă de linia 3 și mutările lui se limitează la linia 4, linia 5, linia 6, linia 7 și linia 8. Acum, regele poate să părăsească linia 4 deliberat, de să joace rege E5. Mie îmi ușurează munca, eu automat o să joc turna 4, astfel încât va trebui doar 3 linii să îl duc către linia 8. De fapt, acesta este scopul meu, prima dată, să încerc regele negru să-l duc pe linia 8. Să vedem acum, puneți înapoi turnul în A3 și regele în E4, dacă negru știe că trebuie să rămâne cu regele în centru și se îndreaptă cu regele către turnul meu. Deci joacă rege D4. În acest moment, eu joc rege E2, adică aduc regele la o săritură de cal față de regele negru. Negru joacă rege C4. Eu joc rege D2. Negru joacă rege B4. Îmi atacă turnul. Totdeauna când turnul este atacat, trebuie să-l deplasez până la capătul celălalt al liniei. Deci voi juca turn H3. Negru joacă rege C4. Pentru că sunt în poziția bună a regelui, adică la o săritură de cal față de regele negru, nu voi mai muta din rege și voi face o mutare de așteptare cu turnul. Voi juca turn G3. Acum, din nou, negru are două posibilități. Să joace rege D4 și asta este poziția, de fapt, în care vreau să ajung, adică regii să fie față în față la un pătrățel, distanță, cu mine la mutare. Un lucru foarte important. Dacă ajungem în această poziție, voi da șacul turnul în G4. Regele negru nu poate să meargă pe linia 3, pentru că cele trei câmpuri, C3, D3, E3, sunt ținute de regele alb. Câmpurile de pe linia 4 sunt ținute de turn, C4, D4, E4. Și regele negru trebuie să meargă pe linia 5. Și trebuie să joace rege de 5. Bun. Să revenim înapoi. Pune Alexandra turnul în G3 și negru regele în C4. Negru joacă rege B4. Deci evită să fie față în față cu regele meu. Cristi pune rege B4. Albul joacă rege C2.
Negru joacă rege A4. Albul joacă rege B2. Negru joacă rege B4. Alexandra, ce joacă albul acum? G4. Tu un G4, foarte bine. Deci obligăm regele să meargă pe linia 5, deci n-a avut ce să facă. A fost obligat să vină față în față cu regele meu, deci se duce pe linia 5, deci mută rege C5. Jucăm rege B3. Negru joacă rege D5. Jucăm rege C3. Albul joacă rege E5. Jucăm rege D3. Rege F5. Turnul îl duc în A4. Rege E5. Albul joacă rege E3. Rege H5. Rege F3. Negru joacă rege G5. Cristi, ce jucăm cu albul aici? Turnă A5. Turnă A5 șac. Aici este o greșeală. Deci niciodată nu trebuie să dăm șac în momentul când regii nu sunt față în față la distanță de un pătrățel. Deci din această cauză, cea mai bună mutare este turnul B4. Facem o mutare de așteptat. Negru joacă rege H5. Albul joacă rege G3. Negru n-are ce să facă, trebuie să vină față în față cu regele meu, rege B4. Rege G5, pardon. Alexandra, ce jucăm aici? Tur B5, bravo. Regele e obligat să meargă pe linia 6, deci joacă rege F6. Cu albul jucăm rege G4. Negru joacă rege E6. Rege F4. Negru joacă rege D6. Albul joacă rege E4. Negru joacă rege C6. Ce joacă acum Alexandra? Turnă H5. Turnă H5, foarte bine. Negru joacă rege D6. Facem o mutare de așteptare. Turn G5. Rege C6. Răspunde negru. Albul continuă cu rege D4. Deci observați că continuăm tot timpul să stăm cu regele la o săritură de cal, așteptând negru să intre în cursă, să vină față în față la un pătrățel distanță față de regele meu. Negru din nou este obligat să vină față în față cu regele meu. Rege B6. Cu albul dăm șac. Turn G6 șac. Obligăm regele să ajungă pe linia 7. Rege A7. Ce jucăm cu albul, Alexandra? Rege B5. Rege B5, da. Negru joacă rege B7. Dăm șac cu turnul. Turn E7 șac. Negru joacă rege C8. Cu albul rege B6. Negru rege D8. Albul rege C6. Negru rege E8. Albul rege D6. Negru joacă rege F8. Albul ce joacă acum, Cristi? Turn A7. Turn A7, foarte bine. Negru joacă rege G8. Albul joacă rege E6. Negru joacă rege H8. Albul joacă rege F6. Negru joacă rege G8. Alexandra, ce jucăm acum? Turn B7. Turn B7, facem o mutare de așteptare, foarte bine. Negru joacă rege H8. Albul joacă rege G6. Și negru joacă rege G8. Acum, Alexandra? Turn B8. Turn G8. Dacă la prima vedere pare ceva foarte lung, nu este așa, pentru că se repetă mecanismul, este de fapt ducerea regelui de pe o linie pe alta. Exact când vrem să mâncăm o supă, noi de mai multe ori facem exact același mecanism. Ducem lingura la gură. Bineînțeles, dacă ne este foame. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ajutat. Acum soluția misiunii trecute și problema emisiunii.
Soluția emisiunii trecute este calce 6 mat. Și acum problema de astăzi. Alb, rege G6, turn A7, negru, rege G8. Enunțul problemei este, albul mută și dă mat într-o mutare. Așteptăm răspunsurile la mail shakarond@regipion.com. Vă mulțumesc pentru atenție, mult succes la problemă și vă aștept și săptămâna următoare. La revedere!